Salutări tuturor, eu sunt Costin, astăzi discutăm despre noua serie Nașii Miguluștori, iar noi tăcea treabă. Ei bine, deși serialul animat de succes The Fairy Old Parents s-a încheiat în 2017, o nouă serie a iubitului desen de pe Nickelodeon este pe drum. Această dată însă va fi cu totul diferit de ceea ce se așteptau fanii. Cu siguranță este o schimbare interesantă în comparație cu prima serie. În ceea ce privește plotul pentru această serie spin-off, este cam așa. În Nașii Miguluștori, Timmy Turner își smulge inima pentru a se reîntâlni cu iubita lui din liceu, Rachel Regnall, în orașul Disney, împingându-o pe fica sa, precaută de 13 ani, viv într-o lume nouă în care ea nu se poate potrivi. Odată, ajuns acolo, vărul ei, Timmy, le încredințează nașilor săi, Wanda și Cosmo, să o ajute să se adapteze, luând-o sub aripile lor. Asistând la locul transferului zânelor, noul frate Vidring al lui Viv, Roy, îi moștenește pe cei doi frați care trebuie să devină din nou împreună pentru a depăși obstacolele din calea lor. Totul cu ajutorul noilor lor nași zâne care mânuiesc bagheta și împlinesc dorințe. Fanii vor putea vedea The Fairy Odd Parents Fairy Odder pe Paramount Plus, unde va începe difuzarea de pe 31 martie 2022. Voi ce părere aveți? Chiar credeți că era necesară o nouă serie cu Nașii Miguluștori? Scrieți-mi tare mai jos cu opinia voastră, sigur ne vă redeam la episod. Ciao!